Din cei 1560 de tineri înscriși pentru continuarea studiilor la nivel liceal în Sălaș, peste 99% au fost repartizați în liceele din județ, însă au fost și 7 elevi care au rămas pe din afară. Ei mai au șansă în cea de-a doua etapă de admitere, care a început astăzi, 16 iulie. În primele zile ale lunii iulie, absolvenții claselor a 8-a și-au completat opțiunile pentru admiterea la liceu, iar în cursul zilei de luni aceștia au fost repartizați computerizat, în funcție de media de admitere și opțiunile completate la unul dintre liceele alese. Însă la cei mai mulți tineri au fost repartizați, însă au fost și 7 elevi care au rămas pe din afară. După prima etapă de admitere la licee, peste 180 de locuri au rămas libere în liceele din Sălaj. Acestea vor putea fi ocupate la cea de-a doua repartizare computerizată, care va avea loc peste 8 zile. Până atunci, tinerii care nu au participat la prima repartizare sau candidații care au rămas nerepartizați trebuie să își completeze opțiunile în fișele de înscriere în funcție de locurile rămase libere. Printre cei care au rămas nerepartizați se numără și unii elevi cu medii destul de mari, care însă au completat prea puține opțiuni în prima etapă. Media cea mai mare pentru nerepartizați este de 7,03 și aparține unui elev de la școala gimnazială Cosniciu de Jos. Tot cu medii peste 5 au rămas nerepartizați și alți doi elevi. Este vorba despre un elev de la școala gimnazială Petri Mori, Nușfalău, care a avut media de admitere 6,13 și un elev de la școala gimnazială Măieriște, cu media de admitere 5,22. Cea mai mică medie pentru nerepartizați a fost de 2,71.